Ninsoarea din noaptea trecută le-a dat mari bătăi de cap drumarilor. Angajații întreprinderii municipale Xdrupo au intervenit cu mai multe utilaje de dezăpezire pentru a curăța străzile capitalei. Aceștia au ieșit la muncă încă din seara zilei de duminică, iar până dimineața au împrăștiat pe străzile din oraș peste 500 de tone de material antiderapant. Deși muncitorii de la Direcția Municipală Locativ-Comunală au reușit să curețe străzile principale de zăpadă, primărița nu a rămas mulțumită de felul în care responsabilii în domeniu au curățat orașul de zăpadă. Vă rog mult ca să mergeți voi, directorii personal, pe aceste drumuri, să vedeți în ce stare se află aceste drumuri și să vedeți dacă vă puteți deplasa sau nu pe ele în siguranță. Că eu deja am obosit să repet, domn Morgăci, să vorbesc despre Gonte, da, eu îmi cer scuze. Domnul Gonte, domnul Morgăci are problemele lui de aia. În replică, șeful Direcției Municipale Locativ-Comunale, Petru Gonte, a declarat că muncitorii au ieșit în stradă încă de aseară. În noapte, la ora 12, au ieșit 30 minute cu cei care, de fapt, au lucrat și cu lichid și au curățat trotuarele. Între ora 4 și ora 5 au ieșit următorul transport. Vorbim de transportul mare, tractoarele, care au lucrat atât la trotuarele centrale, cât și în curțile blocului locativ. Deși până la prânz zăpada s-a topit, Direcția de Transport a venit cu un apel către șoferi să nu parcheze automobilele pe carosabil, întrucât acest lucru îngreunează curățarea străzilor de omăt. În noaptea asta la dezăpizire am constatat pe mare parte pe bulevardele orașului sunt parcate autoturisme neregulamentar și ne îngreunează foarte mult dezăpizirea. Nu vom putea face o salubrizare calitativă atâta timp cât mașinile stau parcate pe carosabil. Totodată precizăm că din cauza condițiilor meteorologice, 17 localități au rămas dimineață fără curent electric, iar până la prânz toate au fost reconectate. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pe traseile Chișinău-Leușeni și Chișinău-Orhei au fost tractate 4 autocamioane grele ce nu se puteau deplasa în pantă. Pentru curățarea zăpezii și împrăștirea materialului antiderapant, în Republică au fost antrenate peste 200 de autospeciale.